n-aveți adversar, aveți o lună superbă. Care e rețeta succesului celor de la FC Garaje? Multă ambiție, putem să spunem, și munca în echipă, putem să spunem. Asta este rețeta succesului pe care o avem. Forța grupului ca la Național? Da, chiar da. Spunea o sursă din interiorul echipei voastre că de 20 de ani jucați împreună, vă știți de mici. Da, așa este. Într-adevăr, am copilării toți militari și jucam în spatele unor garaje și de acolo provine și numele nostru, FC Garaje. Duceți FC Garaje la nivelul superior? Da, asta ne dorim cel mai mult să facem. Să jucăm și să prindem multă experiență, pentru că în prezent avem un lot destul de tânăr, dar avem ambiții mari, putem să spunem. Există certuri? Cum e funcția asta de manager? Cum gestionezi situațiile de criză din echipă? E una destul de dificilă, putem spune. Trebuie să împăcăm pe toată lumea până la urmă. Doar că atâta timp când ne cunoaștem de mult timp, suntem uniți. Suntem foarte uniți, putem să spunem. Și acolo vine și succesul nostru. Mergeți pe ambele fronturi, și cupă și victorie. Da, asta ne dorim să facem cel mai mult, să ajungem cât mai departe și în cupă. Și de ce nu să o câștigăm? Și campionatul ne-am propus să îl avem fără înfrângere. Fără înfrângere. Cum sunt băieții? Te ascultă? Da, și pe lângă ajutorul pe care l-am din spate, delegatului nostru Ciprian, băieții sunt și foarte ambițioși, cum am mai spus, și foarte doritori de a termina fără înfrângere. Ca manager le ofer o primă? Dacă promovează fără înfrângere? Da, le-am promis. La ce te-ai gândit? Este promis, nu pot să declar. Da. Acum ești pregătit pentru surpriză? Partenerul nostru, Travel Experience, îți oferă un bilet de avion și un bilet la un meci din top 5 campionate. Unde ai vrea să mergi? În ce oraș și la ce meci? La ce echipă? Anglia. Și echipa preferată? Manchester United și Real Madrid. Deci ori la... Real, mai mult Real. Deci ai inclina spre un meci de... Da, într-un meci de La Liga. Un meci de La Liga pe... Santiago Bernabeu. Mersi.